Cristian, felicitări pentru premiu. Spune-ne, te rog, cum te simți? Mă simt excepțional și mă bucur după a 5-a nominalizare să fiu aici cu voi și să fiu pentru prima oară pe scenă după 11 ani de colaborare constantă împreună cu echipa El. Spune-ne, te rog, cum ți-ai construit ținuta pentru seara aceasta? Sincer să spun, a fost o chestiune de decizie ultimă, să-i spun așa, pe ultimul moment, luată și am achiziționat-o de la magazinul La Parterre, chiar din București, și e un designer drag pe care îl port de fiecare dată și pe care îl apreciez încă de la începuturile sale, și anume Peter Du. Ai un sfat pentru tinerii artiști care își doresc să înceapă o carieră în industria de fashion? Să fie consecvenți și să fie determinați în ceea ce își doresc cu adevărat să obțină. Și o ultimă întrebare, cum termină anul acesta și ce planuri ai pentru 2024? Anul acesta nu a fost cel mai fericit, să-i spun așa, pentru mine, însă uitați-vă că se termină totuși cu un premiu și mă simt cel mai mândru de lucrul ăsta. Și vă mulțumesc pentru asta.